După ce seceta a afectat mare parte din culturile agricole din județul Neamț, anul acesta, după primele raportări ajunse la Direcția pentru Agricultură Neamț, cifrele indică recolte la fel sau mai mici în comparație cu cele de anul trecut. La culturile de toamnă, da, deci la porumb, până acum avem raportări pentru o suprafață de 22.500 de hectare din 53.000 și unde s-a realizat până acum o producție medie de 3130 de kilograme, deci e mai mică decât anul trecut. Da, la floarea soarelui s-a terminat recoltatul și s-a realizat o producție medie de 1760, de asemenea mai mică decât anul trecut. La soia s-a realizat până acum o producție de 1330, deci cam cea mai afectată a fost recolta de sfeclă de zahăr. Dacă anul trecut producția de sfeclă a fost de 55 de tone, anul acesta raportările indică o cantitate de recoltă de doar 34 de tone. Scăderea cea mai mare este la cultura care e afectată cel mai mult, este sfecla de zahăr. Da? Deci 34 de tone față de anul trecut, când a fost undeva la 50 ceva de tone. Deci sfecla a suferit foarte mult. Ce anume a defavorizat această cultură? Sau? Păi faptul că iulie, august, septembrie nu a avut deloc precipitații, la un moment dat aparatul foliar s-a uscat și a început să dea altul și a consumat și din ce acumulase sfecla până atunci. Cu toate că a avut o, în primăvară, o plecare mai bună ca anul trecut, lipsa precipitațiilor când ea are sfecla are necesar maxim de apă, a făcut ca producția să scadă mult. Nici nu a trecut bine perioada secetoasă, că au apărut ploile abundente, precipitațiile care au căzut fiind cu mult peste cantitatea medie de apă pe care pământul o poate suporta. Precipitațiile, dacă le adunăm pe total, stăm bine, dar sunt prost distribuite. Păi asta spun. N-am avut în primăvară când se semăna, acum n-am avut în lunile de vară când culturile din primăvară au nevoie maximă de apă. Da, și am avut acum... Am avut acum 150 de litri care sunt exces, vă dați seama, au căzut în câteva zile, vreo două săptămâni de întrerupere. Uitați că și la însămânțări, din 35.000 de hectare cât avem de însămânțat, s-au însămânțat 19.000. Deci s-au cam ieșit din epocă. Cea mai bună recoltă de anul acesta este cea de porumb, însă nici în acest caz, după ce cheltuielile aferente sunt acoperite, producătorii nu rămân cu un profit suficient. Subvențiile sunt cele care îi încurajează să meargă mai departe în acest domeniu. Ca de fiecare dată, directorul Direcției pentru Agricultură Neamț, inginerul Maricel Tălmăcel, a precizat că implementarea pas cu pas a unor sisteme de irigații ar scuti statul de plata ulterioară a despăgubirilor și ar ajuta pe agricultori să-și mențină culturile agricole la parametri normali.